cu în România la primele ore ale dimineții. Seismul a avut o intensitate medie. Marți dimineață, un nou cutremur s-a produs în România, în zona seismică Oltenia, Gorș. Cutremurul a avut o intensitate 2 și s-a produs în jurul orei ora 5 și 55 de minute. Când ar putea avea loc un cutremur major la noi în țară? Zona seismică Oltenia, Gorj a înregistrat o activitate intensă în luna februarie. Nu trece nicio zi fără ca seismele slabe să aibă loc marți, 28 februarie, un alt cutremur a avut loc la primele ore ale dimineții. Acesta s-a produs la ora 5.55 de minute și 22 de secunde, la o adâncime de 8,6 km și a avut o magnitudine de 3,2 grade pe scara Richter. Noul cutremur înregistrat marți dimineața a avut loc la 104 km nord-vest de Craiova, 108 km sud-vest de Sibiu, 139 de km vest de Pitesti, 164 de km sud-est de Timișoara, 183 de km sud-est de Arat, 185 de km sud de Cluj-Napoca, 201 km vest de Brașov. Cel mai semnificativ cu tremur din zona seismică Oltenia s-a produs anul acesta pe 14 februarie. Seismul a avut o magnitudine de 5,7 grade pe scara Richter. Cu doar o zi înainte de acesta, un altul s-a produs în aceeași zonă, cu o intensitate de 5,2 grad.